Sunt la pescuit. E singur sau cu cineva? Tatăl meu. Ce momeală folosești? Mamă legă. Ok, ce pește vrei să prinzi? Scobar. În ac, ce bagi? Viermișor, râmă, lipitoare sau altceva? Mama Liga. Ok, foarte bine. Ai prins ceva până acum? Puțin. Slav. Ok, sunt mici sau mari? Micuți. Mai mici de o palmă? Da. Foarte bine. Iar acum o să mai număr o dată de la 3 la 1, iar la 1 vei merge exact la vârsta de 2 ani a ta. Când ajungi acolo, trebuie doar să-mi spui 3, 2, 1. Ok. E singur sau cu cineva? Sunt mama mea. Cum ești îmbrăcat? Mă îmbracă după baie, cred. De ce crezi și nu poți să fii sigur? Nu știu, nu am ajuns la momentul de dinainte. Ok. Dar mă simt curat. Ok. Bun. Iar acum o să număr de la 3 la 1, iar la 1 vei fi exact în pântecul mamei tale. 3, 2, 1. Da. Ok. Cum te simți acolo? Bine, simt că umblă. Ok. Poți să o auzi vorbind? Nu vorbește. Te zdrunci în rău când umblă? Puțin. Ok. Puțin deranjat. Ok. În ce lună ești? Poftim? A opta. Ok. Foarte bine, Adrian. Iar acum vreau să simți cum ești din pântecul mamei tale și că te îndepărtezi de ea din ce în ce mai mult și te îndrepți către un lanț muntos și te lași purtat de un vânt foarte plăcut pe deasupra unor norișori albi într-o zi senină de vară. Și în timp ce mergi tu așa și te lași purtat de vânt, o să observi un lanț muntos foarte frumos, iar cât de curând vei trece de acel lanț muntos și când o să privești sub tine, o să vezi o pajiște. Iar în mijlocul acelei pajiști o să vezi o formațiune rotundă ca un cerc formată din niște copaci foarte mari și majestuoși. Acela este de fapt sanctuarul tău, unde nimeni și nimic nu-ți va putea face niciun rău. Iar acum vreau să cobori în mijlocul acelui sanctuar și vreau să simți sub picioarele tale, sub tălpile tale, iarba care este foarte verde și foarte moale. Și în același timp vreau să auzi ciripitul păsărelelor, vreau să simți, să miroși mireasma florilor în tot acest timp cât ești învăluit de o lumină galben și caldă care vine exact de deasupra cerului și te protejează de absolut orice și oricine. Poți să mă ajut puțin? Cu ce? Iarăși mă deranjează ceva. Ok. Vreau să te întorci acum din acel sanctuar exact lângă tine și să-mi spui cine sau ce te deranjează. Iarăși mă simt că mă arde firul de la cască. Ok. Cine face acel fir să te ardă? Cine sau ce? O entitate. Cheamă, te rog, acea entitate să vină în fața ta.
A venit. Cine este? Văd un înger luminos. Cum se numește acest înger luminos? Dariel. Mă las vorbesc cu el? Da. Dariel, mă auzi? Da. Cine sau ce ești tu? Sunt Arhanghel. Wow! Și ar trebui să mă mir, să mă minunățesc, să mă ploconesc în fața ta? Da. Asta să-i o spui lui Moș Crăciun. Când Moș Crăciun o să se încline în fața ta, atunci o să mă înclin și eu, ai înțeles? Hai să trecem la subiect. Ce cauți tu acolo? Vreau să deranjez. De ce? Ca să nu mai faceți sesiuni. Păi și atunci ce arhanghel ești tu? E, așa... Așa mă cunoaște lumea, dar nu, eu nu sunt chiar ceea ce par. Dar ce ești tu în realitate? Arhon. Păi și atunci ce treabă ai tu acolo în afară de a pune piedici acestei sesiuni? Asta e treaba mea, să pun piedici. Dar du-te și pune piedici la altcineva, prietene. Nu ne pune nouă. Ei, mă duc unde trebuie. A, deci înțeleg că acum trebuia să vii aici în sesiunea noastră? Da, da. De ce trebuia? Te-a trimis cineva sau așa ai simțit tu că trebuie de la tine putere? M-a trimis. Sunt trimis. Super. Cine te-a trimis? Lucifer. A trimis și o scrisoare pentru mine? Nu. Și nu vrei să te duci în altă parte? N-aș vrea să mă duc în altă parte. De ce nu? Ca să-mi duc misiunea la capăt și să... Fii atent. Facem o afacere. Dacă tu ne lași în pace, eu îi spun lui Lucifer că ne-ai pus atâta piedici de mi-am rupt gâtul, ok? Bine. Super! Vezi ce frumos ne putem înțelege? Bun, Dariel, mulțumesc mult de colaborare. Mergi altundeva și lasă-mă cu Adrian. Adrian? Da. Te simți bine acum? Ești ok? Mă mai deranjează puțin. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 absolut orice deranj va dispărea instantaneu. 1, 2, 3. A dispărut. Nici măcar nu era firul. Era, îmi dau seama, cam... Un fir energetic. Am mișcat mâna și firul era în altă. Da, ok. Am făcut o singură greșeală. De fapt, am omis ceva. Și vreau să te întreb dacă poți să-mi dai tu răspunsul. Acest arhon a venit special pentru noi doi să ne încurce pe noi sau a venit să încurce sesiunea celor pe care trebuie să o facem astăzi? Să ne încurce pe noi doi. Ah, ok. Bun. Bun, perfect. Iar acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3 vei fi exact înapoi în interiorul acelui sanctuar al tău. Când ajungi acolo, trebuie doar să-mi spui. 1, 2, 3. Da, am ajuns. Super. Și acum vreau să te uiți de jur împrejurul tău până vezi un portal, până vezi un tunel. Da. Unde este? Situat în ce parte? Vizionez o ușă. Poftim? O ușă vizionez.
în față. Ok. Ce culoare este? Alb și albastră. Bun, perfect. Iar în câteva momente eu o să încep să număr de la 10 la 1, iar la 10 vei păși prin acel tunel, prin acel portal, prin acea ușă care te va duce în alt timp și alt spațiu. Te va duce într-o viață anterioară a ta pe care tu o alegi. Iar când ajungi acolo, trebuie doar să-mi spui. Iar între timp ce număr de la 10 la 1, vei vedea cum pereții acelui tunel, acelui portal, se vor deschide la culoare din ce în ce mai mult. Iar la cifra 5 vor deveni albi perfect, iar la cifra 1 vei păși dincolo de tunel în acea viață. Iar acum o să începem. 10. În afara pajiștii, în mijlocul tunelului. Și acum prinzi viteză foarte mare. 9. Din ce în ce mai repede. 8. Observ cum pereții tunelului se deschid la culoare. 7. 6. 5. Pereții au devenit acum albi și poți vedea o deschizătură uriașă și albă și rotundă aflată chiar în fața ta, care te va duce în acel tărâm, în acea dimensiune, în acel spațiu și timp din acea viață anterioară. 4. 3. 2. 1. A ieșit din tunel, să-mi spui unde ai ajuns. Da, am ajuns la o casă destul de sărăcăcioasă. Ok. Ești înăuntru sau afară? Sunt afară. Ești bărbat sau femeie? Femeie. Ești blondă sau brunetă? Brunetă. Ai părul lung sau scurt? Lung. Cum ești îmbrăcată? Rochie lungă. Sărăcăcioasă. Da. O rochie elegantă. Un fel de port popular, dar... Așa, niciun caz de sărbătoare. Ok. Ce nume purtai atunci în acea existență? Aniela. Aniela? Da. Ok. Aniela, mă auzi bine? Da. În ce țară ești? Undeva pe teritoriul Serbiei. În ce an? Ok. Ce muncești tu? Muncesc pământul și cresc animale. Ești singur în acea existență sau ai familie? O familie. Formată din părinți sau din soț și copii? Soțul e mort. Copii. Cum a murit soțul tău? În război. Care dintre războaie? Dintre popoarele slave și... maghiare. Ok. Ce vârstă ai tu acum? 48. De ce nu te-ai recăsătorit? Nu am găsit pe nimeni potrivit. Câți copii ai? 3.
Unde sunt acum copiii tăi? Un casă mic, un băiat și o fată și un băiat mă ajută pe câmp. Ce cultivați? În principal grâu, varză, cartofi. Le cultivați doar pentru voi, pentru familia voastră sau le și vindeți? Le vând la târg. Ok. Când este următorul târg? Peste 3 zile. Și a strâns recoltă bogată? Animale. Acum cu animale. E primăvara. Am înțeles. Bun, Aniela. Ceea ce vreau să faci acum este să mergi câteva momente înainte de a-ți părăsi acel corp fizic din acea existență. Câteva momente înainte de a muri și să-mi spui ce faci, unde ești, ce se întâmplă. Sunt în aceeași casă Da? cu copilul cel mic, care acum e mai mare, lângă mine. Dar e tânăr încă. Ce vârstă ai? 65. Ok. Ai murit din cauze naturale? Nu se cunoaște cauza. Nu există. Medicul nu a... Suferi de ceva? Te doare ceva? Da. Ce? Tot corpul. Ai fost lovită de ceva sau te doare? Mă doare. Abdomenul, pieptul, plămânii. Mă înțeapă când respir. Ok. Iar acum vreau să pășești prin procesul morții corpului tău fizic, să-mi spui ce se întâmplă. După suferință, o mare ușurare. Da. Așteptam parcă momentul să vină mai repede. Din ce parte a corpului a ieșit? Prin piept. Ce ai făcut după aceea? Am ridicat repede și am intrat în el. Ok. Când ieși, când pășești afara, în afara tunelului, să-mi spui unde ajungi și cine te întâmpină? Am ajuns la familia de suflete. Da. Ghidul meu mă întâmpină. Cum se numește ghidul tău? Anturias. Perfect. Mă las să vorbesc cu el? Da. Sancturias, mă auzi? Da. Bună ziua din nou. Ce ai mai făcut în ultima vreme? Am multă treabă. Ce treabă? Cu suflete tinere. Mai apropo, voi ghizi dormiți? Niciodată. Nu avem nevoie de somn. Dar dacă ne încarnăm. Ok. Cu ce vă hrăniți? Nu avem nevoie de hrană. Pot spune că ne hrănim cu bucurie. Ok, ok. Dar nu numi tocmai hrană. Dar tot hrană se numește, da? Da. Bun, perfect. Dacă voi vă hrăniți cu bucurie, fiind hrană, atunci orice hrană trebuie expulzată. Aveți toalete acolo? Nu se stochează. E bucuria
face parte din... Să zic, din energia zilnică a acestui grup. Super. Bun, Sanctuides. Cred că am glumit suficient. Vreau să le iei pe Adrian și să mergeți, vă rog, să găsiți ghidul spiritual al Ancăi, pentru care trebuie să facem astăzi sesiunea. Și când ajungi acolo să-mi spui, las-mă pe Adrian. Adrian? Da, am ajuns. Ok, unde? E un bărbat în armură. Cum? Un bărbat în armură. Ok, cum se numește? Avast. Cum? Avast. Avast. Da. Ok. Mă las să vorbesc, te rog? Da. Avas, mă auzi? Da. Salutare. Da. De ce ești îmbrăcat în armură? Pleci la război undeva? Așa m-a perceput telepatul tău, pentru că am participat la foarte multe războaie. Am fost mult... multe vieți comandant. Am încercat să practic misiunea mea pe pământ a fost să opresc războiul. Deci practic ai fost în războaiele de pe pământ, nu în războaiele din ceruri. Da. Ok. Cine este Anca pentru tine? Este sufletul meu pereche. Poftim? Sufletul meu pereche. Mă, sincer, nu știam că, virgulă, ghizii spiritual au suflete pereche. Cum poți tu să ai suflet pereche și ești ghid spiritual, iar ea să vină să reîncarneze aici pe pământ? A evoluat puțin mai lent decât mine, pentru că așa au fost anumite evenimente din viețile ei trecute, care i-au creat anumite blocaje. Ok. Și acum ghidez spre evoluție spirituală, în primul rând. Asta doresc de la ea. Este sufletul tău pereche sau sufletul tău geamăn? Geamăn. Houston, we have a problem. Dacă sunteți suflete geamene și nu pereche, înseamnă că aveți amândoi aceeași vârstă. Ce vârstă ai tu? 33.650 de ani. Ok. Cum tu ai evoluat în acești ani și ea nu a putut să evolueze la același nivel ca tine? Sau cu tine? Pur și simplu așa s-a întâmplat în ultimele vieți. Pe când să fie evoluția mai mare, anumite energii nu au permis asta. Ok, anumite energii. Poți să-mi dai un exemplu din una dintre aceste energii? Da, entitate. Ok. Câte vieți, câte încarnări a avut Anca pe pământ? Mm.
Multe. Peste 3500. Wow. Ok. Când ai vizitat ultima dată în această viață? Această viață încă nu am vizitat-o. De ce O nu las te... așa, așa ne-am înțeles înainte. Să o las să evolueze singură. Ok, super. E, trebuie să îți încalci această promisiune și să-l iei pe Adrian să mergeți acum unde este situată ea, ca să o Asta. analizezi, să o analizezi puțin. Da. Las-mă cu Adrian. Adrian, Da. când ajungeți la Anca, să-mi spui, te rog. Așa. Ok. Cum o percep din punct de vedere energetic? Ce culoare are? Corpul e energetic? Da, e interesant că e galben în centru și albastru pe margine. N-am mai văzut așa. Ok. Vezi cumva pete închise de culoare pe corpul ei? Nu, dar parcă nu e întreg corpul energetic. Așa percep. Creează, te rog frumos, un perete din fog lichid. Da. Și ia-o de mână pe Anca și treceți prin acel perete de fog lichid. Și să-mi spui dacă rămâne ceva în urma lor, în urma voastră, în urma ei. Da, un reptilian a rămas. E mic sau mare? Mediu. Cum se numește? Davac. Mă las vorbe scurt, te rog. Davac. Da. Ola, ce faci acolo, micuțule? Îl servesc pe Iahve. Cu ce îl servești pe Iahve? Sunt al lui. Ok, eu am întrebat altceva. Parazitez. Energetic, suflete. Ok. De cât timp ești cu Anca? 6 vieți. Cum? 6 vieți. Foarte tare. De ce nu te-am găsit în sesiunea făcută acum câțiva ani? Mă ascund bine. Unde te-ai ascuns? După ce te-ai ascuns? Uneori plec. Am Aha. momente când plec. Aha. Ai pus și implanturi în Anca? Da. Unde le-ai pus? În ce parte a corpului? Partea inferioară a abdomenului. Deasupra chakrei rădăcină. Din cauza acelui implant sau implanturi, are durere de coloană? Da. Din cauza acelor implanturi, are durere de bazin și picioarele, nervul sciatic? Da. Ok.
și implantul trece și prin coloana vertebrală. Sper că realizez că a venit timpul când trebuie să scoți acel implant. Da. Super! Las-mă cu Adrian și apucă-te de treabă. Adrian? Da. Să-mi spui ce face cărnatul, pardon, reptilianul. A scos implantul. Deci un fir care are două fire după aceea. Ok. Ai grijă, te rog, să nu omită din greșeală vreun implant. E ok, a scos, a distrus. Bun. Iar acum transmite să-și deschidă un portal intradimensional și să plece unde vrea el și să nu se mai întoarcă niciodată la Anca, dar înainte de asta și el și Anca să rupă absolut toate contractele, pactele și înțelegerile care le au între ei. Să-mi spui ce se întâmplă. Da, le-au distrus amândoi și s-a schimbat culoarea. S-a albăstrit acum mai pe centru și galben pe mijloc. E întreg corpul energetic. Ok, super. Să plece. A plecat. Privește, te rog, corpul Ancăi sau eventual întreabă-l pe Avas de ce a avut Anca o tuse foarte deranjantă. Da, e, deci practic tot timpul are de înfruntat mici greutăți, așa de viața asta. Ok. Care trebuie să le depășească în primul rând psihologic. Da. Și apoi o va ajuta și în fizic. Deci totul e pe plan psihologic. Tot ce e tuse, răceală, totul e... Ok, ok. Bun. Poți să verifici, te rog, sistemul ei respirator, plămâni, trahee, nas, să vezi dacă e ceva în regulă? Da, pe partea energetică a plămânilor, nu e, parcă nu e chiar întreg totul. Ce culoare au? Alb și incolor, unde nu întreg. Ok. Spune-i, te rog frumos, lui Avas să cheme din astral un doctor pneumolog care a trăit și a exersat în domeniul medicinei secția pneu cu plămânii. A venit. Super, arată. Poftim? A, un bărbat îmbrăcat, așa, nu-i medic, cred că e de mult, cum ar veni. Întreabă-l când a dat colțul, în ce an? 1232. Te-ai trăznească, bun, ok, mulțumește, îi spune că se poate întoarce și spune lui Ava să cheme un doctor care a crăpat în 2020. A, spune că e mai bun ăla. Cum să fie mai bun, că nu știa, nu era tehnologie în 1920? Nu e vorba de tehnologie, e vorba de metodele de vindecare. Ce metode de vindecare folosea acel doctor? Dar ierburi naturale. Știa funcția fiecărei plante. Ok, ok, dar în acel an, 1920, aveau cunoștințe despre problemele care le poate avea acum, în prezent, Anca?
Da. Set. Chiamă-l înapoi. Da. Ok, mulțumește, spune că îmi cer scuze și spune să arunce o privire peste plămânii Ancăi și să-mi spui ce face. Da, spate o sticluță cu ceva. Sper că nu e afrodisiac. Bea, bine, totul se întâmplă energetic. Da, știu, înțeleg. Spune că trebuie să se îmbunătățească în fiecare zi câte puțin. Deci cum face? Vine la ea în fiecare zi să-i dea câte o gură să bea? Nu, nu, nu. După ce a băut. Ah, ok. Fiecare zi trebuie să fie o treaptă mai sus spre bine. Ah, am înțeles. Deci poți să se recupereze de pe o zi pe alta. Da, treptat. Super, bun. Mulțumește și spune că se poate întoarce de unde a venit. Da. Și acum ceea ce vreau este să-l iei pe Avas și să mergeți în ultimile 100 de existențe, în ultimile 100 de reîncarnări ale Ancăi, dar rapid de tot să treceți ca trenul prin gară prin ele și să-mi spui aproximativ în câte existențe a fost săracă și în câte existențe a fost bogată. În majoritatea a fost săracă, deci din 100 de existențe, vreo 4 a fost bogată. Ok. Iar acum ceea ce vreau să faceți este tot la fel rapid, să mergeți în toate aceste existențe în care a fost săracă și să-i transmiteți că nu trebuie să-i fie frică dacă se va îmbogăți, după care să mergeți în celelalte existențe în care a fost bogată și să-i transmiteți să nu-i fie frică dacă va pierde banii. Și să-mi spui, te rog frumos, după asta, pe linia energiei banilor din aceste ultime 100 vieți, dacă se schimbă culoarea, vibrația sau oricare altă modificare. Da, deci se vedea înainte, așa vedeam niște bucățele fiecare viață în fața mea, niște da. Linii inegale cumva. S-a tras o linie luminoasă pe cele multe vieți sărace, s-au egalizat, apoi s-a separat cele existențele în care a fost bogată la fel și apoi s-au unit și s-a creat un echilibru. Ok, perfect. Iar energia asta împrăștiată în mod egal. Perfect. Iar acum această energie vreau să o aduceți în viața ei actuală. Sau să faceți legătura, să nu mai existe întreruperi. Asta a fost inclusă în procesul respectiv, chestiunea asta. Ok, super, perfect. Bun. Mulțumește lui Avas pentru ajutorul acordat și acum roagă-l să cheme să vină ghidul spiritual al fiicei mari al Ancăi pe nume Victoria. Da, a venit. Cine e? Ce e? Femeie. Cum se numește? Dina. Cum? Dina. Dina. Mă lași să vorbesc cu ea, te rog? Da. Dina. Da. Ce faci, fată? Bine, mă ocup de sufletele tinere pe care le-am în grijă. Multe sufletele tinere.
sufletele tinere din punct de vedere al anilor pământeni sau al anilor astrali? Al anilor astrali. Deci să înțeleg că Victoria este un suflet tânăr din punct de vedere astral? Da. Ce vârstă are? A venit prima dată acum 368 de ani. Aproape bebeluș. Ok, super. Dar se descurcă foarte bine, având în vedere timpul scurt care l-a petrecut față de alții. Se descurcă foarte bine. Ok. Poți să-mi spui, te rog, de unde provine teama care o are în ea, rușinea de a vorbi cu alte persoane și restul problemelor care o afectează ca să nu îi se dezvolte normal personalitatea? Da, sunt cumva blocaje create de traume din celelalte vieți, fricile adunate, care, frici pe care nu a reușit să le scoată între vieți. Chiar și-a propus să le scoată, dar încă nu a reușit. Ok. Ce trebuie făcut în acest caz ca să eliminăm aceste frici? Se poate crea, debloca, eliminat. Practic, e un program creat, ca un program. Super! Știi cum să faci? Cum să rezolvi problema? Da. Perfect. Vrei să o faci tu? Da. Bun, lasă-mă cu Adrian. Da. Adrian, să-mi spui ce face. Da, energizează creierul și sufletul. Da. De ce energizează sufletul și nu spiritul? Și sufletul curăță. Ok. Când termină să-mi spui. Sufletul pentru că e în viața aceasta. Iar creierul merge în conștiință. Ok, bun. A scos energie mai întunecată, a deschis un portal și a aruncat-o. Închide. Spune-i, te rog, să se uite la corpul fizic al Victoriei și să ne spună de unde apare această alergie pe piele. Spune că de la diferite substanțe chimice care există astăzi în mâncăruri, medicamente și alte. Cum poate scăpa de această alergie? Se spune că se poate rezolva. Cum? Cu energie. Dacă se echilibreze chakrele. Să o facă, dacă știe. Da, pentru că corpul fizic să poată face față. Uh-huh. Nu sunt legate una de alta chakrele. Adică? Adică sunt zone în care lipsește legătura. Ok, să refac acea legătură. Tot legătură cu traumele respective, de fapt. Da, a făcut. Ok, perfect.
De ce Victoria este foarte atașată de mama ei? O strigă de 100 de ori pe zi și stă grămadă numai pe ea? Da, tot din acele frici ancestrale, să zic așa, în ghilimele. Înseamnă că de acum înainte nu ar trebui să mai fie, da? Da, ar trebui să scape de ele. Ok. Întreabă pe Dina, te rog, cum este metabolismul Victoriei din acest corp? Are tendința de a fi puțin lent. Ok, și din acest motiv vrea să mănânce foarte multe dulciuri? Da. De ce Victoria a venit aici într-un corp și și-a ales să fie stângace? Iar de multe ori când este pusă să scrie ceva, scrie în oglindă, adică când, în loc să scrie 3, îl scrie întors. De ce face chestia asta? Pentru că în celelalte vieți a fost dreptace, ea a ales să vină stângace în viața asta. Face parte din experiența de evoluție, a experimenta pentru a evolua. Ok. A avut Victoria o viață anterioară alături de Anca din nou? Da, în ultimele două vieți. Ce legătură a fost între ele? Tot așa, mamă fică. Ok. Acele două vieți, ultimele două vieți au fost ok pentru ele. Da, în mare parte da. Bun. Lasă-mă cu Adrian, te rog. Adrian. Ia-o, te rog frumos, acum pe Dina și pe Anca și pe Victoria și mergeți, vă rog frumos, undeva în munți, unde este o cascadă energetică care este plină de cuvinte în limba olandeză. Da. Ok. Și spune-le să intre, să stea câteva momente acolo sub acea apă energetică sau sub acea energie plină de cuvinte în limba olandeză. Da, sunt acolo. Ok, super. Lasă-le acolo câteva momente și în același timp spune-i Dinei, roagă-o pe Dina să cheme acolo lângă voi, în acei munți, și pe ceilalți copii ai ei, pe Andres și pe Daria. Da. Au venit? Da. Spune-i Ancăi să-i atingă, să le citească informația ADN și să fie sigură că sunt ei. Da. Ok. Cum îi vezi, cum îi percep din punct de vedere energetic? Ce culori? Pe Daria o văd roz, arată bine. Băiețelul văd mai închis la culoare. Ok.
Întreabă-te, rog frumos, pe Dina, de ce băiețelul Andreas face foarte des, din lună în lună aproape, bronșită și tot timpul este sub tratament? Are o entitate. Ok. Întreabă iarăși pe Dina de ce fiica mică pe nume Daria are o infecție în gât și face febră. De la un program. Ok. Știm că nu este ghidul ei, dar în același timp poate să o ajută să scoată acel program din subconștientul Dariei? Da. Super, să o facă, te rog. Da, e un program de blocaj în vorbire, cumva, în exprimare, nu în vorbire. Ok. Și din cauza aceasta apar infecțiile. Ok, să remedieze, să scoată acest blocaj. Energizează zona gâtului. Da. A ieșit așa o bilă închisă la culoare pe care o arunc într-un portal care îl închide. Ok, super. S-a energizat suficient Anca și Victoria? Da. Bun. Atunci spune-i Ancăi să ordone entității care este în fiul ei, în Andres, să se deconecteze în totalitate de corpului fizic și energetic și să ia o formă în fața voastră. Da, e o mantidă. Ok. Nu vreau să mai știu cum se numește, întreabă doar dacă are contracte cu copilul, contracte, pacte sau înțelegeri. Da. Spune-i Ancăi să-i transmită acestei mantide că ea, fiind mama lui Andres, are drept divin să vorbească în numele lui Andres și tocmai de aceea să rupă toate contractele, pactele și înțelegerile care le are cu această mantidă cu Andres. A pus cumva și implantul în el? Da. Să scoată și să distrugă toate implanturile? Să ceară asta, Anca? Creier, plămâni, organe genitale, rinichi, coloană vertebrală, le-a scos. Destul de multe. Se le distrugă. Da, te-a distrus. Ok. Bun. Acum să-și deschidă un portal să plece, să nu se mai întoarcă niciodată la Andres. Da. Perfect. Întreabă pe Dina dacă mai trebuie făcut ceva la vreunul dintre ei. Nu, e albastru acum băiatul. Da, Daria. Roz mai închis la culoare și un albastru deschis, luminos. Se Victoria și distruge. Anca. Bine. Perfect. Bun. Conduceți acum la corpurile lor fizice și să intre în ele. Da. Perfect. Mulțumește-i lui Dina și spune că se poate întoarce și ea. Mulțumește-i lui Santuria și spune că se poate întoarce și el. Da. Pe tine te doare ceva? Ești ok? Nu, sunt perfect. Bun. Super. Iar acum
O să număr de la 1 la 5, iar la 5 te vei întoarce înapoi în corpul tău și în mintea ta, în timpul prezent de unde îți vorbesc eu, aducând cu tine în această realitate toate beneficiile obținute în această terapie. 1, 2, 3, 4. Te-ai reincorporat complet. Ești liber, ești liniștit. Simți cum se întorc înapoi în tine toate energiile tale. 5. Deschide ochii.